Sunt Dumitrița Onciu, elevă în clasa 11-a B al Liceului Teoretic Vasile Alexandri din Chișinău. În cadrul salonului literar Arte pentru Educație, voi prezenta tema Fascinația pusului și a prezentului în poezia Niciodată Toamna de Tudor Arghezi. Universul naturii în poezia Niciodată Toamna de Tudor Arghezi este caracterizată printr-o excepțională putere de invenție verbală, pornind de la titlul ei profund sugestiv. În spațiul punctat din titlu, derulează tabloul mioritic al toamnei în tandem cu destinul tenebros al omului. Corelația Niciodată Toamnă în fumei frumoasă, sufletului nostru bucuros de moarte, este sfidarea tristeței, a morții în fața frumuseții. Tabloul mioritic, poate și mirific al toamnei, e de surginte autohtonă. Casele adunate ca niște urcioare, cu vin roșu îngrășat în fundul lor de lut. Stau în țărm albastru al râului de soare, din mucir la cărui aur am băut. Versurile sunt structurate pe principiul paralelismului. Poetul pune în față prezentul, casele adunate ca niște urcioare și imaginea ancestrală a unor vase cu sedimente milenare, idee care se referă la trecut. Discursul arghezian obține prin această structurare profunzime filozofică și pitorescă. Aceeași atmosferă pitorească cu aspect blând, caracteristic poporului român, de origine latină, o găsim în poezie Iarna Blăjină. Remiscențe ale unor senzații de căldură a rămas de astăvară pentru că și Iarna Blăjină a intrat ca o lumină. Comparația iarna, lumina dezvoltă alcamia anotimpului exprimată într-un discurs atipic, arghezian ușor ironic, puțin pamfletar. Citez. Bruinele sunt îmbrăcate și încălțate cu târlici de panglici în streșinile mele. Vrăbii le-au adus perin și saltele. Pisica bătrână și-a pus ciorapii de lână. Și turcând pe neștiute din crâmb și căpute, s-a îmbrăcat cu tricou, cenușiu și nou. În general, peisajele sale sunt totdeauna alcătuite cu ajutorul unor comparații stabilite în legătură cu un element artificial. Mătase, catifea, atlas, brocart, fildeș. Natura este văzută prin artă și invers. Cu tare lucru seamănă gravura veche, cu o icoană bizantină, cu o orgă, cu o liră. În poezia icoană, frumusețea rustică e asemenea unei icoane de la care nu lipsește aerul religios. Și în umbra fiecărui copac așteaptă popii, strângând în mâini tăcute caldelnițe fierbinți. Natura, ca să reziste, se sprijină pe elemente plastice. Ivirea se va face pe semne din câmpie. Prin albele cătune pitite sub căciuli, la moara adormită, cu roata în vie apă. S-au sculat dulăii, molate și ciufuli. Din toate preocupările, viziunile poetice, nu se exclude influența mediului românesc asupra artei lui Tudor Arghezi.